Minunați! Însă, până atunci, aș vrea să mulțumesc oamenilor care și-au pus imaginea ca fiecare spray 2019, care și-a asumat identitățile cu mândrie, vulnerabilitate și curaj. Așadar, anul acesta la Pride am avut de noi, alături de noi, angajatori care susțin comunitatea LGBTI+. Îi avem alături de noi anul acesta pe Google, Microsoft, Accenture, Dentons, Echo și Genpact. Mai mult decât atât, Microsoft, care are în România 1200 de angajați, a oferit anul acesta prima platformă trans. Așadar, o invităm pe Maria Lorin, directoare generală a Organizației pentru Parteneri și Clienți Corporate în Europa Centrală și de Est. O femeie lesbiană, mândră și căsătorită, Maria Lorin, te rog! E motiv de sărbătoare, dar și de solidaritate. Și am văzut această solidaritate în rândul organizațiilor din societatea civilă, care, mai țineți minte, au construit campania de boicot la referendumul alături de Accept. Platforma Respect, formată din 110 organizații neguvernamentale, a fost importantă în demersurile de advocacy, dar în campania Accept a colaborat în principal cu comunitatea de Click. De Click este format din sute de mii de oameni obișnuiți, care trăiesc în România sau în diaspora. În prezent, aproximativ 500 de mii de membri activi militează pentru o societate mai dreaptă, care strigă toți pentru justiție și toți pentru Europa. O invităm alături de noi, Olga Popescu, care se ocupă de organizare comunicare pentru The Click. Olga, bine ai venit! Vedeți toți, dar suntem tare mulți. E foarte tare și mă bucur că sunt aici, sunt la Pride. Vă doresc să ieșiți în stradă cât mai mult, nu doar când e dramatic, să ieșiți și să vă bucurați, pentru că Bucureștiul n-a văzut niciodată atâta fericire cât vede la Pride.
Și ca să vă demonstrez cât de importantă e comunitatea și să fiți împreună, vă invit pe toți să țipați acum super, super tare! Să chiuiți! Acesta, Bucharest Pride face parte din sezonul România-Franța. Am organizat în cadrul sezonului 6 evenimente, inclusiv marșul Bucharest Pride. Alături de noi sunt reprezentații inter-LGBT, cea mai mare federație de organizații LGBTI din Franța, care organizează și Pride-ul din Paris. Îi invit alături de mine pe Virginie, șefa Comitetului Politic al inter-LGBT, și pe Arno, directorul Departamentului pentru Relații Internaționale a Inter-LGBT. Please! Salut! Fifty years ago, some queer, trans, sex workers and marginalized people were uprising against police and cis patriarchy in East River Street in New York. Since 1969, we've been protesting in Paris for more than 40 years. Here, in Bucharest, you are uprising for more than 50 years. For the very first time, our queer brothers and sisters will be marching for the first time in Skopje, Macedonia, Sarajevo, Bosnia, Tbilisi, Georgia. That's a major step, and that's why, no matter the threats and intimidation, this year is a special one. LGBTQI rights are never acquired. Every time we get something, it's a product of a struggle, of a battle, of all battles. LGBTQI rights are never guaranteed. All over the world, we are proud to be part of the activist family. So we have a message for the bully. We're here, we're queer, get used to it! We are really happy to stand here on the stage with all of you today for that special edition. There is a long-time relation of love and friendship between Romania and France. Let's cherish it. And please remember, when the times are darker, when difficulties are real, that there always will be that French cousin and all our big European community to stand by you. Félicitări tuturor echipei și tuturor voluntarilor pentru organizarea acestui marș.